Da, hai să vorbim de situațiunea cu Ich și cu Ceușan. Facem un context aici până să o băgăm pe Oana. Să vă arăt ce s-a întâmplat, să-i facem niște reclamă Alinei Ceușan la brandul ei. Alina Ceușan are acest brand care se numește Retro Future Babe, lansat relativ recent, care a făcut, nu-i așa, o ședință foto pentru Valentine's Day, unde a fost și Cristina Ich. Și una dintre pozele din photoshoot-ul respectiv este aceasta, da, unde Cristina Ich și Alina Ceușan se pupă în bot. Foarte drăguț, toate cele, trebuie să vedeți că nu e nimic a menționat de comunitatea LGBT sau ceva, e pur și simplu, nu e așa, o poză cu două femei straight care se sărută. În mod evident, după cum persoanele din comunitatea LGBT care stă aici se așteaptă, a ieșit un mini-scandal așa pe internet, de fapt nu un mini-scandal, un scandal pe net, pentru că, o să ne explice Oana mai multe aici, eu vă zic foarte pe scurt, pentru că ceea ce au făcut Ich și Ceușan se numește queerbaiting, care este această tactică prin care tu te identifici cu cultura LGBT fără să fii parte din ea și doar capitalizezi în vreun mod sau altul pe cultura gay, în timp ce pe cultura LGBT, în timp ce nu e așa, persoanele LGBT sunt discriminate la fiecare pas, oriunde s-ar duce. Și aș vrea să ne uităm la story-urile Cristinei Ich. Alina Ceușan n-a zis nimica despre această situațiune și a exprimat părerea altfel. Și aș vrea să ne uităm pe story-urile Cristinei Ich, care... Deci, ideea a fost așa, femeile au postat, comunitatea LGBT și, în general, oamenii educați în zona asta s-au dus și le-au zis că nu e ok. Eu personal n-am văzut pe absolut nimeni să le jignească, să le vorbească urât, whatever. Da, și s-a iscat acest conflict care a tot escaladat la Ich pe stories. Story-urile Cristinei Ich, astea sunt de ieri și o să ne uităm și la alea de azi. Tag de la Nicoleta. Vă direcționez spre pagina ei, foarte interesant ce postează acum. Urmăriți story-urile. Chiar vă rog, eu din păcate nu pot să dau repost, știi tu de ce. Ați găsit subiect eu și Ceușan. De aici încep. Apropo, susțin LGBTQ+. Chiar îi susțin. Și apropo, că mai sunt care s-au sărutat, ce superbă era Mihaela Rădurescu cu Daniela Nane în 2005, în ediția Tabu, când s-au sărutat, absolut, a fost iconic, superb. Deci, terminat. Să-i scrie și Madonei și Sandra, dar tu nu ești Madonna, nu, ești mai mișor. Campanie de Valentine's Day în care susținem toate formele iubirii. Ce poate fi mai drăguț decât asta? Dar vreau să de mame. Eu, copilul meu, vreau să fie super open-minded și o să explic cum se treaba despre toate orientările sexuale și mi se pare ok să știe de la o vârstă fragedă. Educația este foarte importantă în sensul ăsta. Și acum ai terminat cu critica voastră, că n-are nici măcar cel mai mic de influența pe cineva sau de... Nu. E pur și simplu o campanie de Valentine's Day. Și da, susținem toate formele iubirii. Deci, odată fascinant exemple de acum 10, 15, 20 de ani, da, pentru că noi așa n-am mai evoluat ca cultură de atunci, și a doua oară, încetați comunitatea LGBT, deci încetați cu critica voastră că nici nu contează. Lumea nu are cum să judece ceea ce îți place ție. Nu, eu nu am cum să judec ce îți place ție. Poate ție îți place un bărbat sau îți place o femeie. Nu am cum să... George Michael, v-am zis? George Michael era hetero. Devină gay. Așa că sunt foarte, foarte multe cazuri. Dar tu n-ai cum să judeci chestiile astea. Că mi se pare că nu susțineți. George Michael, nu știați? Ea hetero, înainte să fie gay. Puțin așa știe chestia asta. George Michael era hetero înainte și porcă a zis, păi ceva, dar mâine mă fac gay. Aici explicația în mod evident fiind că nu e așa. Procesul de coming out este unul pe care oamenii din comunitate îl fac fie mai încet, fie mai târziu, fie niciodată.
Lucru care, nu știu, când zici că susții comunitatea, mi se pare că, nu știu, îl afli în secunda 2 în care vorbești cu cineva din comunitatea respectivă. Acum nu zic că Cristina X sau Ceușan sunt fac ceva special, știi, să o fac în mod intenționat să discrimineze, să facă rău comunității LGBT. Zic doar că nivelul de ignoranță, cu toată dragostea spus, dar e ignoranță. Nu încerc să zic că e prost să vii să nu știi chestia asta, dar mi se pare că în momentul în care începi să vorbești de chestiile astea și să zici că susții comunitatea și la, este o ignoranță adică care e greu de iertat de către cineva din comunitate. Dar să continuăm, că vorbim mai multe cu Ana. LGBTQ+. Ca o celebrare pentru libertatea de a iubi. Și încă o dată, o să susțin și o să susțin online comunitatea. Pentru că mi se par niște oameni foarte mișto. Foarte, foarte mișto. Deci celebrăm toate formele iubirii. Și avem dreptul la libertate de exprimare. Ce înseamnă iubire? Libertate. Libertatea de a iubi pe cine vrei tu. Fie că e bărbat, fie că e femeie. De fapt, ăsta e mesajul de Valentine's Day. Că pe Bewell Store încă este valabil codul IH25. The range. The range. Gândeam acum, mă uitam la Dragnet de story și sunt, nu șocată, pentru că eu știu și ușa de biserică are nevoie de o clanță, nu? Da, întrebarea cine. Problema cu story-urile lui Ceușan este că ea în același timp, în timp ce se certa cu comunitatea LGBT, se certa și cu niște tântici de pe Facebook care o tot hărțuiesc pe ea, care au boală pe alea, probabil ale lui Zăvoranca. Nu știu sigur, nu sunt foarte sigur. De- și înjură pe două părți cumva și nu-ți dai seama care unde e. Gâsca. Cristina Ih nu sunt un exemplu. Poate niciun influencer nu-i vreun exemplu. Că toate avem un trecut care uneori ne influențează și prezentul. Dragne nu e un exemplu. Niciuna nu suntem un exemplu. Dar ăștia care ne judecă, ei sunt un exemplu? Au ei dreptul să judece alte femei? E o întrebare. Și încă o dată, storiile lui Dragne. Pro pe story și am fost de acord să se legalizeze, indiferent că o să-mi iau super mult, să susțin comunitatea LGBTQ și toate formele iubirii, libertatea de a alege pe cine să iubim, o să fiu alături de ei și chiar nu-mi doresc ei să o ia ca pe un afront campania pe care am făcut-o cu Ceușan. Mi se pare foarte mișto, foarte cool, am foarte mulți prieteni, chiar foarte smart, pentru că ei întotdeauna au avut nevoie să demonstreze mult mai mult, pentru că noi i-am făcut să se simtă animali, ceea ce nu avem acest drept. Chiar acum vorbeam cu o prietenă că noi la bază nu suntem hetero și chiar putem să alegem pe cine să iubim. Deci toată, again, ea se vede că ea încearcă să zică ceva bun, ea încearcă să zică, da măi, vă susțin, calmați-vă. Cumva termină totul zicând că nimeni nu e hetero, which is a thing I can agree with, că nimeni nu e hetero like 100%, și pe urmă continuă să zică că putem să ne alegem pe cine iubim. Aici eroarea, pentru cine nu știe, este că în mod evident orientarea sexuală nu este o alegere. E ceva ce ai în tine. Nu îți alegi de mâine să nu-ți mai placă femeile, să-ți placă bărbații și invers. Nu e nimic abătut în cuie. E un spectru, dar nu-ți plac femeile până azi și de mâine zici, bă, știi ceva? Ia să dau mă și la bărbați. Adică it doesn't work like that și este un misconception despre comunitatea LGBT de când lumea și pământul, adică chestiile astea se discutau în... Adică cumva comunitatea LGBT a trecut peste chestiile astea de, you know, decade deja.
Da, și că e o chestie care pentru comunitatea LGBT în mod evident că este jignitor, știi, să fii atât de neinformat pe chestia asta și nu e, adică jignirea nu este că ești neinformat, jignirea este că tocmai că ai materializat, ai profitat de toată ideea asta de queer și pe urmă vii și zici, păi da, da, poți să-ți alegi, știi, adică este, na. Astea sunt mesaje de la fanii, Cristi. Dacă fata ta îți spune că iubește o femeie, tu nu o să mai accepti? Gândește-te la asta. Gândește-te doar la asta. Să-mi accept copilul, indiferent de de alegerile pe care le va face în viață. Așa că da, de Valentine's Day again, celebrăm toate formele iubirii. Și a repostat de la cineva care le susține, de la cineva din comunitatea gay care le susține. Deci nu mai, practic, na, ai deja susținerea unei persoane, nu mai contează critica pe care ți-o aduc oamenii care chiar știi, lucrează în domeniu, în domeniile, în lucrează în ONG-urile care se ocupă de asta și cumva sunt experți, știi, în toate problematicile astea cu comunitatea LGBT. Deci mai contează pentru că o persoană te-a susținut. Da, deci astea sunt storiurile de ieri. Formă, accept România și restul organizațiilor, influencerilor, da, activiștilor cu renume din zona comunității LGBT și așa mai departe. Toată lumea s-a sesizat și a zis, măi, nu este ok ce faceți și uite de ce. Și explicația mai pe larg este că fetișizarea iubirii între femei nu înseamnă acceptare, da? Adică faptul că se pupă două femei straight nu înseamnă că susții direct comunitatea LGBT. Iubirea queer nu e strategia ta scandaloasă de marketing, lucru pe care l-au admis chiar ele zicând că știau că o să iasă scandal, abia așteptau să iasă scandal. Și mă rog, Accept România a zis așa, astăzi vorbim despre un subiect important, queerbaiting, sau despre cum persoanele straight câștigă bani și faimă de pe urma unei identități ce nu le aparține, în timp ce cuplurile queer încă trăiesc cu frica de a se putea bucura de gesturi simple și normale de afecțiune în public. Deci pentru cine nu înțelege de ce este asta o problemă. Astăzi s-a publicat pe Instagram o campanie publicitară realizată de Retro Future Babe în care sunt prezentate Alina Ceușan și Cristina Ih, două femei dintre cele mai urmărite în social media din România. Una dintre imaginile principale ale campaniei se concentrează asupra celor două persoane straight care se sărută și este urmată o serie de story-uri așa. Poza urmează să fie etichetată drept scandaloasă și cum se dorește ca după Britney Spears, Sandra Bullock, Scarlett Johansson, toate fiind persoane straight care au apărut public și s-au sărutat cu alte persoane straight de același sex, cele două să aibă cel mai faimos sărut. Ceea ce e scandalos e gestul Alinei și Cristine care duc în derizoriu iubirea persoanelor LGBTI și fac din ea o simplă strategie de marketing. Iubirea noastră nu este una scandaloasă, iar gesturile de afecțiune pe care persoanele LGBTI le au față de altele nu sunt simple strategii de marketing. Noi ne bucurăm de fiecare gest de afecțiune unică, mai ales când ne putem săruta prea des în public, ci doar uneori la Pride sau în spații safe, care sunt din ce în ce mai puține. Fetișizarea iubirii între femei nu înseamnă acceptare și cele două care fac asta nu sunt aliate ale comunității. Se adresează exclusiv unui public masculin, problema din bărbați straight, care hipersexualizează o comunitate vulnerabilă. Femeile lesbiene sunt deseori ținta unor atacuri și violuri corective, tocmai din cauza acestei hipersexualizări. Solidaritate cu comunitatea LGBTI înseamnă consultarea cu aceasta și grija de a nu lua din puținul spațiu și puțina vizibilitate pe care femeile lesbiene l-au câștigat până în prezent. Și asta este, de fapt, din punctul meu de vedere de bărbat straight alone, cel mai important. Tocmai ideea că nu s-au consultat și, în mod evident, nu vor în continuare să se consulte cu liderii de opinie sau cu persoanele din comunitatea LGBT. Știi? Adică că dacă chiar vrei să faci ceva de susținerea comunității, nu-i așa? Primul lucru este să te informezi și să afli dacă ceea ce vrei tu să faci e ceva bun. Ca și cum aș încerca eu acum să mă apuc de cântat aici la mine în dormitor și să-mi pun eu astea aici la mișto, fără să consult pe nimeni care se pricepe la asta. Adică it's fucking, arată cât de multă nepăsare este de fapt în gestul respectiv și că n-are legătură cu susținerea comunității. Chiar dacă atât Cristina cât și Alina vor să se mintă că asta e, realitatea din stradă este că nu e așa.
E, și imediat după ce după ce a ieșit toate persoanele din comunitate și aliații LGBT, Cristina Ich, da, deci nu Cristina Ceușan, al cărui brand este, Cristina Ich a făcut acest mesaj în care a zis: sărutul meu cu Alina Ceușan nu înseamnă doar susținerea comunității LGBT, înseamnă susținerea libertății de expresie. Expresia cuprinde verb și gest, cuprinde zâmbet și limba scoasă, eleganță și grotesc, trivialitate și senzualitate, tupeu și timiditate, penisuri desenate pe pereți și fresce pictate în biserici. Bro, what? Pentru toate lucrurile pe care le exprimăm, suntem însă responsabili juridic, profesional și mediatic. Expresia nu este doar o libertate, este și o responsabilitate. Încă, I don't get the point. Fluieratul în biserică aduce cu sine și reacția corului. Așadar, voi cultiva mereu spontaneitatea și creativitatea. Ele formează declarația mea pro-oameni. Încă nu zice nimica. Iar când vorbim de oameni, vorbim de toți oamenii, indiferent de orientare sexuală, rasă sau religie. Eu mă simt un om liber, azi pot fi o casnică crizată, mâine o mamă stilată și poi mâine o lesbiană fascinantă. Tot ce pot promite e că libertatea mea nu va încălca dreptul tău la libertate. Problematica aici, pe lângă mesajul vag, este ceea ce a zis și pe stories, ideea de alegere să fie o lesbiană fascinantă sau știi, adică poți să alegi să fii o casnică, poți să alegi să fii o mamă stilată, numai că nu e așa, nu poți să alegi să fii lesbiană. Și Accept România zice: lesbiană de azi pe mâine, susținerea LGBTI atât de mare încât mai multe persoane din comunitate, inclusiv noi, am primit azi bloc. Deci, din câte am înțeles, și Oana o să ne lămurească mai bine, multe persoane din comunitatea LGBT, inclusiv ONG-urile Accept și Mozaic, au primit bloc de la Cristina Ich, nu știu dacă și de la Ceușan. Și aș vrea să ne uităm și la story-urile Cristinei de azi, care primul pe care l-am văzut a fost așa gen asistentul, sau nu știu exact ce, e lucrează pentru Cristina Ich și Carmen Grebenișan, pentru Alina Ceușan și Carmen Grebenișan, acest tip Puffy, pe care l-ați tot văzut și în scandalul cu N-word la Ceușan, acest băiat Puffy a dat share la postarea de la Accept și a zis: call Katy Perry, tell her to cancel her song. Deci ați înțeles care e problema? Problema este, nu-i așa, că au mai existat și alte persoane care au făcut asta, cum ar fi Katy Perry, care a zis: I kissed a girl and I liked it. Și de asta ce-a făcut Ceușan și Ich, e ok. Picior dis de dimineață, vă rog eu să încetați comunitățile LGBT pe bune. Deci eu vă înțeleg că v-ați simțit jigniți și așa. Încă o dată. Încă o dată. La picior dis de dimineață, vă rog eu să încetați comunitățile LGBT pe bune. Deci eu vă înțeleg că v-ați simțit jigniți și așa mai departe. Mi-am cerut scuze. Bine, am înțeles, scuzele pentru voi egal cu zero pentru unii dintre voi. Dar e ok, acum puneți să șterg poza, mă tăguiți și nu încetați. Nu o să șterg poza, mi-asum ceea ce fac, indiferent că am greșit sau nu. E ca și cum, ok, puneți pe toată lumea, toate femeile din lumea asta care s-au sărutat și sunt hetero, să șteargă pozele și așa mai departe. E ok, mi-asum, sunt peste tot pozele astea, în presă, TV, că șterg eu acum sau că nu șterg, faptul e consumat. Pe bune, gata, adică, stop. Am înțeles că aveți o sensibilitate, că v-ați simțit într-un fel sau alt, dar gata, frate, pe bune, adică nici nu ne-am gândit. Eu nu m-am gândit niciodată că voi o să fiți contra. Una nu m-am așteptat, dar nici nu vreau să mai insist pe subiectul ăsta. Păi da, mă, Cristina, nu te-ai gândit pentru că nu e consultat înainte, de asta nu te-ai gândit. Că dacă îi consultai și chiar le cereai sfatul, probabil știai. Dar îmi place asta, ideea asta, știi, gen... Da, mă, am înțeles că sunteți supărați. Da, bine, gata, am înțeles. Da, gata. Deja mergeți prea departe. Am înțeles că am greșit. Și ce? Da, am înțeles. Am înțeles. Ce vreți să fac acum? Gata, comunitățile LGBT. Liniște pe internet. Și șeruiește această conversație cu această fată din comunitate, care îi zice ei că multe au înjurat-o. Eu n-am văzut vreo înjurătură, m-am și uitat în comentarii, în toate cele n-am văzut vreo înjurătură. Dar bine, având în vedere că șterge și dă bloc și la critici, na. De asemenea, așa,
Nici scuzele la voi văd că nu sunt acceptate. Când nu sunt pe bune, mai greu. Am zis, îmi cer scuze dacă am ofensat pe cineva, pentru că nu e așa, exact ca și în cazul cu Colo. Scuzele sunt pentru că ai ofensat pe cineva. Nu pentru, nu pentru că ai făcut ce ai făcut și ai înțeles că ce ai făcut este greșit. Deci nu, scuzele sunt pentru tine că te-ai ofensat. Da, mă, scuze că te simți așa. A, bine, a, e. Stai liniștită. Și îi zice, scuze reale ar fi măcar să donați o parte din cât câștigați către Accept sau Mozaic, două cele mai cunoscute ONG-uri pentru comunitatea LGBT. Sau alte centre care ajută tineri LGBT. Și asta e scandalos. Asta e scandalos. Pentru că nu e așa, tu după ce profiți de pe greutățile comunității, adică nu e așa, vorbim de o campanie de marketing pentru un brand care scoate profit. Tu după ce profiți de cu această imagine a comunității LGBT, este scandalos faptul că ți se cere să donezi către comunitate. Vreau să mai arăt că întreba lumea care a fost reacția al Nice Ușan. Eu n-am văzut să aibă vreo reacție. Am găsit doar acest... nu știu cum să o numesc. Această chestie în care cineva comenta, nu știm la cine, iar iese prostimea la suprafață. Some people didn't pass the vibe check. La care Alina Ceușan a dat like. Și comentariul lui Rat, care e aici în chat, este wow, un comentariu care numea comunitatea LGBT prostimea pentru că s-a supărat în mod justificat pe două femei hetero care profită de existența lor pentru un shock factor în promo-ul dânselor pentru o firmă de haine, da, exact, nici nu știam exact ce e. Sigur, doamna Ceușan, care împreună cu doamna Ich pretinde să susțină această comunitate, a condamnat această atitudine și nu a dat like acestui comentariu. Deci asta e singura reacție pe care am găsit-o de la Alina Ceușan. Da, prieteni, pentru cine nu știe pe Oana, sunt sigur că mulți dintre voi o știți, am chemat-o tocmai pentru că este în primul rând parte din comunitatea LGBTQ și în al doilea rând este și expert în studii de gen, este a luat diploma de studii de gen, dar Oana, cel mai bine prezintă-te tu pentru oamenii care nu te cunosc. Bună seara, Oana Dorobanțu, sunt lesbiană de profesie. Practic, da, sunt cercetătoare în studii de gen și de etnie. Sunt și activistă pentru drepturile omului în general, mai ales pentru drepturile grupurilor defavorizate social sau marginalizate, vulnerabile. Și, nu știu, cred că atât pot să spun despre mine referitor la asta. Și lesbiană de profesie. Asta cred că e cel mai important. Foarte important, profesie. Nu mai știu ce vreau să zic înainte să mă opresc. Că mie mi se pare fascinant că atât, că în general de fapt influencerii de la noi, nu doar Cristina acum, că nu poți să treacă peste ideea asta, că nimeni nu le zice că urăști. Știi, că urăști, vrei să moară comunitatea LGBT. Și că nu poți să treacă peste această primă fază, să înțeleagă că sunt și alte lucruri pe care poți să le faci greșit în raport cu comunitatea și sunt alte mesaje nocive pe care poți să le faci. Și e asta, ori urăști, ori înseamnă că tot e la liber, tot e permis. Mi se pare că și ce înseamnă să susții până la urmă. Că a susține nu înseamnă doar a nu urâ, știi? Pentru că mi se pare că e și diferența asta între a accepta și a susține comunități sau oameni, pentru că nu neapărat comunități, grupuri pentru că ai această credință în faptul că trebuie să aveți drepturi și oportunități egale și altceva să tolerezi. Și mi se pare că zona din care vine discursul Cristinei Ich este fix de toleranță. Și de asta cred că sunt atât de nesincere scuzele ei până la urmă. Pentru că întreaga comunitate a resimțit scuzele alea ca fiind nesincere. Și mai ales aș vrea să spun chestia asta. Am vorbit cu cineva de la Mozaic mai devreme, cu Robert Rațiu de la Mozaic am vorbit mai devreme. Mozaic este în continuare blocat de către Cristina Ich pe Instagram-ul ei. Ori fi jurat, ori fi zis ceva. Cum să nu? Și eu mi-am primit bloc și eu n-am înjurat-o. Foarte multe persoane și-au primit bloc doar pentru că au îndrăznit să critice. Au îndrăznit să nu fie de acord cu ea și să nu o ridice în slăvi pentru un act de comodificare. Asta nu e un act de susținere, în primul rând.
Asta cred că e foarte important. Și o recunoaște chiar ea când spune că eu nu m-am gândit niciodată că vă aduc un afront. Asta pentru că nu te-ai gândit niciodată că noi existăm. Pentru că în niciun moment pentru tine sărutul dintre două femei reprezintă un act queer, un act al femeilor safice. Folosesc aici termenul safi care reprezintă femei sau persoane care nu sunt bărbați cu atracție față de femei. Adică lesbiene, bisexuale, pansexuale. Și prefer termenul sapphic tocmai ca să includ un spectru mai larg de orientări sexuale. Și romantice, că și asta e important, nu trebuie să fii doar atras sexual, poți fi atras romantic de persoane de același sex sau, mă rog, non-bărbați, practic. Părerea Da. ta, în general, care e cu toată chestia asta? E de așteptat? E, nu știu. Ar fi putut să fac, adică ce ar fi putut să fac în primul rând să nu se ajungă în halul ăsta? Ar putea să se gândească, în primul rând, că un sărut între două femei nu este o tehnică de marketing, nu este ceva scandalos, că există într-adevăr o comunitate, există, nu o comunitate, există un grup de oameni a căror viață, a căror experiență de viață este, cum să zic, limitată datorită orientărilor romantice sau sexuale. Să se gândească, băi, cum reprezint eu oamenii ăștia în momentul ăsta? Adică, de la niciun moment în mintea ei, de fapt, hai să nu vorbim doar de Cristina Ich, ambele, oricine a fost în acea echipă, pentru că aici vorbim și de Alina Ceușan, a cărei tăcere cred că spune mai multe decât este nevoie, și de Cristina Ich, dar și de fotograful Arda, directorul, tot fiecare om care a fost implicat acolo, nimeni n-a venit la un moment dat să zică, bă, știi, dar lesbienele ce zic de asta? Efectiv, nu contăm. Nu contăm, n-am contat pentru asta. La Și ce de-a... voiam să ajung era că, adică poți să faci o campanie de marketing, da, care scop profitul, că na, în capitalist trăim, Sigur. atâta timp cât, nu-i așa, iei o părere, o expertiză din partea cuiva din comunitate, nu? Și îți modelezi mesajul pe care vrei să-l transmiți, da, că vrei să susții comunitatea, da, că de-aia faci. Mă rog, Cred zi. că și aici e o diferență între vizibilitate și reprezentare. Pentru că nu e pentru comunitatea LGBT nu este neapărat nevoie de vizibilitate cât este vorba de reprezentare, iar reprezentarea se face numai în mod autentic, altfel nu este reprezentare. Adică sigur că ea avea opțiune, am vorbit despre asta și pe storiile mele și cred că despre asta întrebai și tu, că ea avea opțiuni, putea să se consulte cu persoane safice sau cu ONG-uri LGBT, putea să reprezinte cupluri safice și să nu fie doar ele două, putea să invite persoane cu tot felul de orientări, în tot felul de constelații amorase sau așa ceva, tot felul de relații de cuplu, dacă vrei, sau altceva. Sau persoane de, nu știu, gen fluid și așa mai departe, nu au făcut niciunul din lucrurile astea. Adică, sigur că existau opțiuni, dar ele Da, nu au fost luate în considerare pentru că în niciun moment n-a fost LGBT luat în considerare. Asta mi se pare foarte important aici. Pentru că asta a venit după. Faptul că ea a zis susține LGBT a venit după ce comunitatea a venit și a zis, băi, ai greșit față de noi. Și în loc să zică scuze că am greșit sau, băi, stai să mă gândesc, poate chiar am greșit, a venit, nu, dar eu susțin LGBT, ce aveți? și vă dau și Adică de la e o mine din buzunar. distragere. Dar și asta cu vă dau de la mine din buzunar, iar mi se pare iar așa extraordinar de performativ. Adică e strict la nivel declarativ, e strict zic că fac asta ca să vă închid gura, ca să nu vă mai luați de mine, știi? Să mă lăsați în pace că mi s-a luat. Adică eu voiam doar să-mi vând hainele. N-aveam chef să veniți voi și să fiu corectă față de voi, știi? Cam asta e nivelul. Și asta și cu donațiile, la asta mă refeream. Faptul că ea zice acum că vrea să doneze la Mozaic, iar Mozaic blocat pe profil. Cui vrei tu să donezi? Și pe lângă asta, din nou, am vorbit la Mozaic, nu vor banii tăi, stai liniștită. Pentru că nu primim așa bani murdari ca să speli tu reputația ta. Nu așa îți repari greșelile, îmi pare rău. A-ți repara greșeala trebuie să pornească de la faptul că recunoști și îți dai seama că ai greșit. Și că nu e ok, sincer, și că te angajezi realmente să înveți mai multe despre asta, pentru că e o lipsa ta de cunoaștere acolo. Și nu numai de cunoaștere, e un rău pe care îl faci acestei comunități. Tu știi câte persoane mi-au scris mie ieri că s-au bucurat că am zis, că am explicat eu sau așa mai departe. Dacă eu am, nu știu, 40 de mesaje de la femei lesbiene sau bisexuale, pansexuale, ce alte orientări safice mai există, închipuiesc câte mesaje are ea de la femei pe care le-a jignit și cărora le-a făcut rău, efectiv.
Femei care poate sunt alungate de familie, femei care nu se pot căsători cu partenera lor, femei care nu pot adopta copii, nu beneficiază de aceleași drepturi și de aceleași oportunități ca o persoană straight, ca o persoană hetero. Și când faci o greșeală atât de publică, e normal să primești un răspuns de genul ăsta. Când tu jigniști atâția oameni, dacă mă jigneai pe mine unul la unul, eu îți răspundeam unul la unul. Pe ea a postat pe contul ei de 800 de mii de oameni, păi din 800 de mii de oameni se vor găsi câțiva care să fie gay și să vadă și să nu le convină ceea ce vezi. Și atunci o să reacționeze toți acei oameni, adică despre ce vorbim? Poți să explici puțin, că am întrebat mai multe persoane, în primul rând, ce e aia queer și, în al doilea rând, conceptul de queerbaiting. Sigur. Adică, cumva, mai pentru oameni, așa. Sigur că da. Queer este un termen umbrelă pentru LGBT. Practic orice nu este hetero și nu intră în binaritatea de gen este considerat queer. Înainte era folosit ca o insultă împotriva comunității, dar termenul a fost revendicat. Sunt persoane, uite, eu, de exemplu, mă identific mai degrabă sub această titulatură de queer decât mă identific sub lesbiană, în ciuda glumei pe care am făcut-o mai devreme. Deci queer e un termen umbrelă pentru tot ce înseamnă LGBT, iar queerbaiting poate merită să și traducem termenul cumva, că e un cuvânt compus din queer și baiting. Bait e momeală, nu? Să momești comunitatea queer. Și cumva și termenul ăsta și fenomenul de queerbaiting își are originele în alt fenomen numit queer coding, codare queer, ceea ce se întâmpla înainte. Bine, hai să nu intru în istoria asta neapărat, dar cred că e important să ne uităm și la cum erau personaje ca, nu știu, Ursula din Mica Sirenă, a fost inspirată după Divine, care e o femeie trans, cunoscută și ea, după asta a fost inspirată și în felul ăsta a fost gândit personajul și a mai fost și codificat ca fiind a villain, a fi un personaj negativ. Și e important de ținut minte asta în contextul queerbaiting, pentru că queerbaiting provine din zona asta de film și zona de entertainment, dar se practică foarte mult și în marketing. E atunci când faci aluzie la o relație sau prin acte sau prin comportamente, prin înfățișare, prin anumite caracteristici care sunt cunoscute ca fiind asociate, nu știu, oricărei denominații queer, LGBT, etc., QIA plus și așa mai departe, faci aluzie la asta fără să ai vreo intenție de a reprezenta realmente ceva din comunitatea asta. Și asta e queerbaiting, în general. Când mai adăugăm și partea asta de în marketing sau advertising, mai adăugăm și faptul că se face profit pe urma unei comunități marginalizate. Și că, adică, vorbind pășleau, e vorba că e cool acum, nu? Că activiștii din comunitate au luptat atât de mult și au obținut atât de multe concesii din partea populației majoritare, care în general este împotriva comunității LGBT, încât, nu-i așa, a devenit cool. Și pentru că asta e cool acum, nu-i așa, it's a E ca o monedă thing. de schimb aproape. Da. E aproape ca o monedă de schimb și asta ziceam mai devreme că știi, LGBT, comunitatea queer nu are nevoie de și mai multă vizibilitate. Adesea, persoanele LGBT tind să fie hipervizibile. Deci nu e o problemă neapărat de vizibilitate, e o problemă de reprezentare. Oricând tu ai două femei hetero care se sărută stângește ca să vândă niște haine și să fie scandalos, pentru că și asta, nu știu dacă ai văzut story, adică l-ai văzut sigur, dar nu știu dacă l-ai arătat acum, că nu mai ții minte, în care ea spunea, înainte să lanseze campania sau așa ceva, ea spunea că a stat 16 ore la filmare, foto, whatever, cu Alina Ceușan, ea fiind Cristina Ich, și i-a spus ei, măi Alina, da, o să fie scandalos Da, da, și da, 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 și da. Alina îi răspunde, știu Ich. Adică scopul tău e să rup gura târgului. Scopul tău nu e să reprezinți iubirea în toate formele ei, care iarăși e doar la nivel declarativ, că o spui tu după, știi? Și asta, pe mine asta mă deranjează cel mai mult, că crede că ne-am născut ieri, știi? Deci mi se pare că e așa de, e, să zic, e ca și cum vorbești cu un copil, știi?
Deci tu ai văzut copilul cum sparge, nu știu, un pahar, te duci și zici, măi, de ce ai spart paharul ăsta? Sau de ce l-a Exact, ascuns că da, l-ai spart? exact Și exemplu ea să l-am vine dat și eu și, cu spartul geamului, da. dar n-am spart paharul, eu de fapt apreciez paharele. Dar nu te întreba nimeni dacă apreciez paharele. Aș vrea să adaug ca publicitar că cred că este foarte posibil să rupi gura târgului, dar să o faci într-un mod etic. Da? Adică Sigur că da. la ce țară homofobă și împotriva comunității LGBT în general avem, nu mai vorbim dacă Doamne ferește pentru sănătatea ta mentală și fizică ești trans, da? Adică nu mai zic doar de la unde să duc ele cu gay, că ești gay, whatever. Că având o țară atât de conservatoare, poți să rupi gura tăiului într-un mod etic și ai avea probabil rezultate și mai și, tocmai pentru că vii cu niște mesaje, nu-i așa, care chiar susțin comunitatea aia și nu doar așa un hei, uite, ne pupăm, dar de fapt suntem straight, dar de fapt vindem niște haine, dar de fapt știi, că Dar e totul diluat așa cumva. e și diluat, dar mi se diluat și mi se pare și că e cumva, cum să zic, nu și-au făcut niciun fel de cercetare, știi? Adică nu, nici măcar nu s-au gândit, băi, ce ar putea fi spectaculos. Pur și simplu s-au gândit ele, bă, ce-au rupt gura Madonna și Britney când s-au pupat Da, la da, VMA da, în da, da. 2001. În 2001, adică acum 20 de ani, efectiv. Au rupt gura, cum să nu? Și asta, asta voiam să mai zic, pentru că tot de aceste exemple din trecut, toate acele momente au fost criticate de comunitatea LGBT. Toate acele momente, dacă dai un Google, sigur vei găsi. Toate acele momente au fost criticate în același fel, că e vorba de comodificarea unui act queer, până la urmă. Și că nu ne ajută în niciun fel. Și culmea e că eu și țin minte, pentru că aveam 11-12 ani și mă uitam la VMAs, la, nu știu, stăteam noaptea până la 3-4 dimineața când dădeau ei live pe MTV. Și simte că am văzut asta live și am fost așa gen, wow, ce se întâmplă, știi? Și apoi pe mine m-a bulversat nu momentul în sine, pe cât știrile de după la MTV News, la toată chestia asta, mamă, Madonna și Britney Spears și cu Christina Aguilera se sărută și nu știu ce, eram mai bulversată eram de reacțiile de după. Asta și în contextul în care gândește-te că în perioada respectivă, nu mai știu când s-a întâmplat treaba cu Madonna, în 2001 sau 2002. I have no idea. În 2000 și fine, nu ceva, contează, da. în perioada aia, dar vreau să spun că în România omosexualitatea a fost decriminalizată în 2001. Până în 2001 era în codul penal interzis să fii homosexual. Da. Să nu uităm chestia asta, adică mulți dintre noi am trăit prin asta. Să Că nu eu uităm că am la prima paradă, la primul exact. Pride, când a fost 2005, 2006, cred, n-aș vrea să greșesc, dar parcă s-a dat cu 2006 bolovan s-au dat în cu pietre. participanți. Dar și la primul și la al Și doilea, la al și se doilea, da. continuă, asta e, dar să știi că se cumva o tradiție aproape a noii drepte, să vină să dea cu pietre. Doamne, dar pe Scarlett Johansson au luat-o să joace o persoană trans. Nu înțeleg eu de ce nu pot fac la fel în Dar a fost așa un mare scandal atunci. Și în România. Da, da, general da. e așa un mare scandal. Adică, uite, despre asta e vorba. Pentru că tu chiar nu ești atent, știi? Adică tu ca, nu știu, mare influencer, mare vedetă ce ești tu, chiar nu ești atent deloc la ce se întâmplă sau pur și simplu crezi I-am că dai hate. mai vorbit despre chestia Știi? asta și aș vrea să, nu să le iau apărarea neapărat, că tot vina lor e că nu se duc în privințele astea, dar cumva este absolut oribil să intri în această bulă de influencing și de făcut bani de asta, știi, din imaginea ta și pentru că efectiv rămâi înconjurat de literalmente 20 de oameni care fac exact același lucru ca și tine. Sunt foarte puțini influenceri la noi care mai au contact cu realitatea, între ghilimele. Adică cu oameni, știi, care au joburi, care. Adică că cu toții sunt în aceste bule în care toți sunt prieteni cu toți, mă rog, prieteni slash dușmani, sau ambele deodată. Frenemies. Frenemies, da, cu toții. Și efectiv ei nu mai au contact cu realitatea. Adică țin minte, de exemplu, cu Colo, când a fost cu Colo, eu personal, am postat târziu ce a făcut Colo. Adică am postat la 2 zile după ce a început să bubuie toată treaba. Și la mine, nu o să zic cine, dar o vedetă cu milioane de followers, a văzut la mine! La 2 zile după ce era pe toate, nu, bă, la o zi după ce era pe toate canalele de știri și la ala, a văzut la mine și m-a întrebat pe mine. Deci asta e atât de, e o comunitate atât de nișată și atât de închisă,
Cât e. Cred că ai dreptate. Mie mi se pare oricum interesant de privit asta și sociologic vorbind, nu? Mai este că la bază sunt sociolog. Mi se pare că, ce vreau să zic, mi se pare foarte interesantă această, știi, se discută mult în materie de corporații și de social media, de personificarea corporațiilor prin social media. Și la influencer mi se pare acest nou nivel. Acum eu vorbesc din burtă, să știi, că n-am citit. Nu că vorbesc din burtă. Personificarea corporațiilor pe social media, asta Da, că în e sensul că le ceva ce dai am citit, da. că îi faci Da. umani, deși ei sunt o Da, exact. companie. Dar vreau să zic că vorbesc din burtă referitor la influencer, că sunt doar niște ipoteze ale mele și aș vrea să găsesc niște studiuri. Studiuri? Studii. Să găsesc niște studii și să văd, nu știu dacă s-a studiat în vreun fel ce înseamnă să fii influencer. Pentru că, în același timp, o chestie care pe mine mă interesa e că nu există o sociologia vedetelor, de exemplu. Nu sunt luate ca un grup, pentru că nu sunt neapărat un grup unitar sau omogen în vreun fel. Sigur, mă rog, că poți fi vedetă și ca, nu știu, cântăreață, actor, dar și ca politician vedetă și atunci Da. ce ai tu realmente în comun? Dar mie mi se pare foarte interesant de urmărit cumva ideea asta de îți transformă întreaga ta persoană într-un produs. Și atunci tu trebuie să ai grijă de imaginea ta ca de imaginea unui produs, te obiectifici, efectiv te Da. obiectifici. Și mă Și nici gândesc măcar n-ai tu grijă, au grijă alți oameni care au de grijă la multe ori, rândul da. tău de tine ca să facă bani pe căica ta. Adică Pe urma ta, nici exact. măcar nu este doar alegerea ta la finalul zilei. Este Exact, atâta. adică mi se pare dezumanizant. Mi se pare Este. că și dezumanizant în sensul de îți ia umanitatea, știi? Că devii un produs, devii o marfă. Și atunci cred că e și foarte ușor pentru tine să vezi totul în jurul tău ca o marfă. Totul poate fi ceva ce poate fi vândut sau nu, știi? Și de asta cred că e și mai greu să-ți accepti greșelile, pentru că tu tot ce vezi în materie de greșeală vezi doar la companii imense, știi? Vezi că, nu știu, își schimbă Aunt Jemima numele și logo-ul după Da. 200 de ani, știi? La modul ăla. Și te gândești, da, ok, păi asta, eu n-am produs 200 de ani, cum fac? Hai, cum cer și o scuze și zic că dau o donație. Adică, pe de o parte, vreau să spun ceva și asta nu este niciun fel în apărarea Cristinei X sau Alinei Ceușan. Înțeleg ce înseamnă să fii bombardat de mesaje, știi? Mai ales în contextul în care, uite cum ziceai și tu mai devreme, ea în vreme ce ne răspundea nouă pe story-uri, sau nu știu dacă ne răspundea nouă, când nu răspundea nouă, răspundea fanilor ei, își făcea apologia fanilor ei, dacă vrei, încerca să spele imaginea, în același timp discuta și de, nu știu ce se întâmpla cu tânticile alea în grupul de Facebook. Adică Da, înțeleg da, că ești da, da, da. bombardat constant. Da, Dar nu adică așa e, adică e, e oribil. La da. nivel uman, în mod evident că este absolut oribil. Dar, Da, adică, adică știi, la finalul când să-ți zilei, mai iei pauză? Știi? Când să-ți mai iei pauză să reflexi? la finalul Efectiv. zilei, nu te pune nimeni, știi? Adică nu e o chestie de, înțeleg că intri într-un vortex, înțeleg că e oribil la nivel de mental health, dar n-am auzit pe nimeni, nu știu, pe nimeni de la noi, cel puțin, să zică, rup psihologul, ce tare e să mă la psiholog. Dar Adică, vezi, uite, și aici e altă chestie. Când ai un following atât de mare, acest privilegiu pe care îl ai, nu? Privilegiul de a face bani strict pe faptul că ai exact. 800.000 de oameni, vine cu o responsabilitate la fel de mare. Știi, e vorba aia, privilege entails responsibility, noblesse oblige, dacă vrei. Sunt vechi până la urmă. Adică ai o responsabilitate față de tine și de oamenii cu care interacționezi sau care interacționează cu conținutul tău. Și iarăși, că uite, Cristina Ich este genul care spune că ea citește Kant, citește nu știu ce și așa mai departe. Ok, mă bucur pentru tine, dar tu interacționezi în vreun fel cu orice formă de, nu știu, literatură feministă, de teorie queer, de o chestie de genul ăsta, mai ales pentru că dacă te uiți la, nu știu, ce descriere a pus la imaginea respectivă, o dădea bine asta că e empowering sau ceva de genul, știi? Unde este, mă, empowerment-ul acolo, sincer? Adică e și mentalitatea asta neoliberală de Măi, dar girl nici nu e, boss, știi? adică nici nu e despre literatură. Eu personal nu cred că am terminat vreodată o carte din zona asta. Adică tot ce știu, știu tocmai pentru că vorbesc cu oamenii din comunitate, citesc chestii de pe net, mă uit la clipuri de pe net. Adică Și aici ai dreptate. nici măcar nu trebuie să citești o carte în sine. Adică dacă ai o întrebare Desigur. despre
Știi, ai postat poza, ai venit primul comentariu, quickbaiting. Efectiv, dacă dai pe Google quickbaiting, afli ce înseamnă, vezi că mai sunt încă 18 articole, încă 5 milioane de oameni care zic exact același căcat. Și dacă ai responsabilitatea pe care susții că o ai și iubirea față de comunitate, nu e așa, ori adresezi cumva, că înțeleg la finalul zilei că Cristina Ierc nu putea să șteargă poza aia. Nu putea ea să șteargă poza aia. Dar, nu știu, adresează-o cumva. Explică de ce nu poți să ștergi. Spune că... Am două lucruri de spus aici, două. În primul rând că, într-adevăr, ai atât de multe resurse la îndemână și în atâtea formate că poți să găsești videouri pe YouTube foarte bine făcute, nu știu, foarte bine produse, cu informații foarte digerabile și așa mai departe, podcast-uri, articole, tot ce vrei tu. Efectiv găsești, nu știu, conturi de Instagram care ți explică foarte bine. Efectiv, asta sunt de acord. În același timp vreau să zic că asta nu bate cărțile respective. Crede-mă că și eu am crezut multă vreme înainte să mă apuc să fac realmente studii de gen. Am crezut că, bă, e suficient că știu eu de feminism. Și în momentul în care am mers la universitate și am stat realmente cu cărțile respective, discutat, cercetat și așa mai departe, e altfel, înțelegi altfel. Chiar se sedimentează altfel în tine cunoașterea respectivă și mi se pare important și asta. Asta nu înseamnă că mama acum gata, hai, toată lumea să citească 20 de cărți feministe și eu ziceam la nivel basic, știi? Adică să înțelegi, ce zic oamenii aia, conceptul de bază al ce zic oamenii aia. Da. Adică nu mă aștept de la ei să înțeleagă, nu știu, cum ești opresat sistemic sau atât. Adică se cere să înțelegi un simplu termen, gen, ai un termen mega basic, știi? Adică nu se cere să înțelegi opresiunea capitalismului asupra... adică, na. Dar vezi, aici, iarăși, aici e punctul 2 pe care voiam să-l fac, și anume că, nu știu, ce faci în momentul în care ești tras la răspundere, știi? Și zic realmente tras la răspundere, pentru că aici și Mozaic, și Accept, și, adică niște ONG-uri foarte, mă rog, foarte mari, principalele ONG-uri LGBT din România pentru apărarea drepturilor persoanelor LGBT în România, vin și spun, nu este ok ceea ce ai făcut și tu le blochezi. Aici mi se pare una dintre cele mai mari greșeli. Pentru că a fi tras la răspundere nu e o problemă. Deci ea nu e cancelled acum, să ne înțelegem. Ea nu este cancelled, ea nu primește ură. Ea a fost trasă la răspundere. Și pentru că actul ei a fost public, tragerea la răspundere a fost tot publică. Și ce mi se pare foarte important aici este cum a reacționat ea. Dar tocmai că a reacționat, știi? În loc să-și ia o pauză, efectiv, măi, știi, tu nu trebuie instant, în secunda, doi, să răspunzi la toată lumea, să zici prima chestie care îți vine în cap, știi? Ia-ți o secundă și gândește-te realmente ce se întâmplă. Și dacă vezi că vin ONG-uri și zic, măi, fetiță, ai greșit, ia numărul de telefon, sună-i, vorbește cu oamenii ăștia, vezi care-i calea aici ca să-ți repar greșeala. Înțelege, în primul rând trebuie să accepti că ai greșit. Asta cred că e primul lucru, pentru că până în momentul de față eu nu cred că aceste două ființe înțeleg că au greșit. N-auzi că Alina Ceușan a dat like la comentariu cu că au ieșit toți proștii sau nu știu cum îi și zicea. Și uite, asta e altă chestie, că am tot vorbit de Cristina Ich. Alina Ceușan de ce tace? Chiar nu contăm pentru Alina Ceușan absolut Tudor deloc. Chirilă. Tudor Chirilă. Efectiv. N-are timp de... Lasă-mă, bine, nu ești de acord. Are timp să se prefacă, nu știu, într-un sărut lesbian, whatever, nu știu cum să-l mai numesc acum. Are timp să se prefacă într-o campanie ca să-i vină bani, dar când vine lumea și zice, bă, ne-ai făcut rău, ne faci rău, ne doare ceea ce faci, nu, cine sunteți voi, nu contați pentru mine. Asta mi se pare absolut... Adică pe cât de rău este ceea ce face Cristina aici și cum a reacționat ea, tăcerea Alinei Ceușan spune mai multe decât orice ar fi putut ea să spună. Și eu sunt de acord cu chestia asta, că mi se pare că ei cumva a încercat să... Adică așa cum știe ea, pentru că, again, eu sunt de părere, că ei nu este... că nu este... homofobă sau ceva. Lucrurile dar pe nimeni care, nu a acuzat lucrurile, exact, da, lucrurile pe care le face au această tentă și de asta este acuzată. Dar ea sunt sigur că, adică sunt sutra sigur că ea nu e homofobă sau ceva și nimeni n-a acuzat exact cum zici tu de chestia asta și se vede că până la un punct intențiile ei sunt bune și pe urmă începe să se enerveze că bă, da, cât dar să știi? Mai... Da, bine, și intențiile astea bune... În sensul că ea crede că a făcut ceva bun, la asta mă refer. Ea crede că a făcut ceva ok.
Nu știu, adică eu cel puțin, și ai, nu știu, merg pe ideea că mie o să fie bine dacă societății e bine, știi? Dacă atunci când cel mai marginalizat dintre noi, omului ăla, îi sunt respectate toate drepturile și are toate oportunitățile și tot așa, atunci o să fie bine și mie. Dar să nu te gândești în felul ăsta, tu să te gândești că ești mai bun decât ei, că știi tu mai bine, că tu ai citit Kant sau nu știu ce. Măi, efectiv. Nu știu, să știi că pe mine m-a enervat foarte tare lucrul ăsta. Pe lângă faptul că Normal. m-a trigăruit, m-a și enervat foarte tare. Și chiar și când am postat ieri pe story și vreau să spun chestia asta, eu am, cred că am avut vreo 5 sau 6 încercări până să pot vorbi cu calmul pe care l-am avut în acele story-uri. Pentru că efectiv mă nasul în jur. Nu mai aveam răbdare. Și sunt atâtea persoane care, măi, efortul emoțional pe care l-au depus persoanele astea ieri ca să explice că nu este ok și efectiv lejeritatea cu care ne-a aruncat așa, știi? Este o bătaie de joc și cred că și asta e foarte important. În fine. Mi-am adus A, aminte acum, în timp spune. ce vorbeai, de ideea asta pe care o tot împingea Ih, că trebuie să fim buni, că trebuie să fim calmi, să tratăm totul cu Toleranți. calm și Da. cuvântul Uite și tolerant. asta, uite, Stai un nu, pic, iată, stai un văd pic, și stai un pic, asta, stai un pic. scuze, Și mi-am da. adus aminte de un incident foarte recent cu Cristina Ih, care a fost oprită și amendată de un polițist că stătea cu telefonul în mână și a avut un breakdown pe stories în care plângea și îl înjura pe ăla de toate alea pentru că a oprit-o că stătea pe telefon la volan. Și întrebarea mea e cum ăla de ea, de ce n-a fost calmă și de ce nu i-a vorbit frumos? Nu Și știi mi-a... care e chestia? Zi. Adică, sigur, dar în același timp, știi care e chestia? Majoritatea oamenilor, măi, toată această chestiune a început de la o postare a lui Robert Rațiu, care este președintele Mozaic, da? Care a vorbit, băi, a explicat. Robert a explicat foarte frumos. Toate persoanele care au preluat de la Robert sau care au dat mai departe sau care și-au exprimat părerile și au dat tag, au vorbit foarte frumos. Da, Este irelevant. asta nu Nu, știu la e începutul streamului, irelevant că eu cum n-am văzut vorbești pe cu ea. nimeni să o jignească sau să o înjure, cum zicea ea. Și Băi, și știi acum, care e chestia? Vreau să zic două dacă te lucruri. înjură Da. cineva, cum extinzi chestia aia la toată comunitatea care îți vorbește frumos și îți explică? În primul rând, aș vrea să mai zic că fata aia de care vorbește ea, că i-a explicat frumos și singura, și nu știu ce mi-a scris mie astăzi, și mi-a zis că a fost tratată ca așa o lipsă de interes din partea Cristinei Ich și așa mai departe, dar nu o să vorbesc mai departe despre chestia asta, dar vreau să spun că efectiv, nu contează dacă tu vorbești frumos sau nu. Să nu uităm că aș vrea să fie foarte clar că gestul, actul pe care l-au făcut Alina Ceușan și Cristina Ih reprezintă o formă de violență. Este violent emoțional pentru persoanele LGBT să fie tratate în așa fel, să fie comodificate, să fie obiectificate în felul ăsta pentru profitul a două femei hetero. Este un act de violență. Faptul că dintre aceste persoane sunt oameni care se enervează și nu pot să-și țină nervii, îmi pare rău, dar nu poți să acuzi niște oameni care răspund într-un anumit fel la abuz, să-i acuzi pe ei că greșesc, când greșeala inițială este a ta, când tu ai o formă de abuz violentă până la urmă. Asta în primul rând. În al doilea rând, toată lumea a vorbit cu ea frumos. Toată lumea a vorbit cu ea frumos. Și nici nu contează, pentru că oricum îi trecea pe lângă urechi, știi? E irelevant dacă ceea ce spui este frumos sau o spui pe un ton agresiv sau te enervezi sau așa ceva. Este irelevant. Și mă deranjează chestia asta de tone policing, Da. de poliția Eu în tonului. continuu zic Vorbește frumos aici, cu mine. eu în continuu Da. zic aici că nu, eu personal nu cred în civility, în politețe, când vine vorba despre subiecte care pun în pericol sau discriminează oameni, vorbim de drepturile altor persoane. Cum pula mea să vorbesc politicos cu tine când tu îmi zici hai Măi, dar să știi cum e asta? interzicem gay-lor, să facă niște... Gen, dă-te în gât, Dar mie you mi se pare know? așa, gen, tu îmi dai o palmă, tu îmi dai o palmă și tu îmi zici, bă, poartă-te Da, frumos. da, 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 da. Măi, adică tu îmi dai o palmă și eu o blochez cu mâna și tu îmi zici, dă mâna jos ce faci Da. aici, cum îndrăznești. E bătaie de joc, efectiv, este bătaie de joc. Desigur, asta nu înseamnă, ha, duceți-vă și înjurați-o pe X sau pe Y. Nu, nu asta înseamnă. Da, Efectiv, și adică asta e o...
Și în mod evident, prieteni, o zic de fiecare dată, nu vă duceți la Cristina X sau la, sau la Ceușan să le înjura sau ceva. Dacă vreți să le transmiteți un mesaj, transmiteți-le în mod normal, dar nu vrem să vă inflameze discuția noastră. În chat acum am dat 4 link-uri. Unul este la Mozaic, unul este la Accept România, unul este la Queer Sisterhood Cluj și ultimul este al Oanei. Puteți să luați numele de acolo, să le băgați direct în Instagram. Instagramul Oana este același pe care e și în titlul de Twitch, fara.oana. Ea mai face educație de tot felul la ea pe stories. Fie că e educația antirasistă, fie că am întrebat câțiva oameni ce este steagul din spatele tău. Este steagul LGBT, Roma LGBT. Este un steag combinat, cum ar veni, pentru persoanele rome sub umbrela queer, sub umbrela LGBT. Da. Bine, Oana, îți mulțumim din suflet că ai venit. Mă bucur foarte mult că toată lumea urlă aici Queen Oana. Mulțumesc. Deci pe Oana o găsiți pe Instagram, da. Super recomand. Și în general, Nalina, mulțumim de donor. Și în general, dacă vreți să mă educați în legătură cu asta, cel mai simplu mod este să urmăriți ONG-urile și asociațiile care se ocupă de asta. Mai dau acum un paste în chat.